Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Suntem în jumătatea săptămânii și trebuie să vedem cum decurge această lună noiembrie. Dacă ne uităm în rândul organizațiilor politice de aici, de la nivel de județ, vedem că a doua jumătate a lunii, a anului 2022, în dreptul PNL, stă sub semnul reorganizare. Da, se pare că reorganizarea este cuvântul de ordine la momentul vorbirii în PNL. Organizația județeană va avea în perioada imediat următoare o rundă de alegeri pentru desemnarea noului birou politic județean și a unei noi conduceri. Despre situația PNL la momentul acesta, despre starea și ceea ce se întâmplă la CEO, pentru că invitatul lucrează și acolo, am deosebită plăcere de a discuta alături de domnul Constantin Popescu, consilier județean din partea PNL în cadrul Consiliului Județean Gorj și angajat în cadrul CEO. Stimată doamnă, bună ziua, bine ați sosit la noi în studiouri. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bună ziua și ascultătorilor noștri. Mă bucur să fiu astăzi alături de noastră. Haideți să nu amestecăm așa încă de la început lucrurile și să mergem pe latura politică. Au fost convulsii, nu cred că le poate nega nimeni, în organizația județeană a Partidului Național Liberal aici la Gorj. Au fost frământări, au fost cuvinte dure, grele, aruncate în spațiul public, au fost, să spunem, suspiciuni de blat, de non-combat. Ei bine, încet, încet, iată că organizația județeană pare să se reașeze, liniștea pare să revină în sânul liberalilor. O chestiune firească, dacă mă întrebați pe mine, în ideea în care 2024 bate la ușă. Suntem pe final de 2022, va fi un 2023 de tras, în care poate trebuie reconstruit câte ceva, poate trebuie refăcut, poate trebuie consolidat. Cum se văd acum lucrurile? Iată, mai sunt câteva zile și vă îndreptați spre conferința județeană de alegeri. Care este starea de fapte la momentul vorbirii? Până acum avem, dacă nu mă înșel, două intenții sau două depuneri de candidatură pentru șefia partidului. Așa este. Până acum doar două persoane și-au asumat intenția de a candida pentru președinția partidului, domnul Ion Iordache și domnul Gigi Pecinci. Este un lucru foarte bun, arată că în interiorul partidului este democrație. Într-adevăr, cum spunea și dumneavoastră, a fost o perioadă cu ușoare convulsii, dar asta este caracteristic. Destul de lungă, luni bune în care... Dacă ne uităm în istorie și în țară, este caracteristic liberalilor, pentru că în Partidul Național Liberal tot timpul a fost chestiile astea, adică nu este oarecum o dictatură. Cineva impune, domne, eu sunt șeful și toată lumea o capul jos. Este normal să apară dorințe, să apară noi lideri, să apară opțiuni. De asta a fost și perioada asta puțin mai agitată. Din punctul meu de vedere, lucrurile se vor liniști în perioada următoare, săptămâna viitoare, așa cum a zis și dumneavoastră, o să câteva aibă loc... zile și da, veți avea... Pe 26, sâmbătă, o să aibă loc conferința județeană de alegeri, candidaturile s-au depus, echipele fiecare candidat. Dacă nu mă înșel, până la finalul acestei săptămâni, nu? Aveți deadline-ul pentru depunerea intențiilor? Da, da. Astăzi este ședința de DBPJ, astăzi seara la ora 18, din câte știu eu, v-am zis, sunt două candidaturi, ambii candidați. Poate se mai înscrie cineva? Ușa este deschisă și drumul este liber pentru toată lumea, pentru că așa este normal într-o democrație. Ați făcut parte și, din ce am înțeles, faceți parte și din acest BPJ interimar condus de către vicepreședintele la nivel național, care are în sarcină regiunea Oltenia, domnul deputat Gigel Știrbu. Așa este.
Deci, iată, știți, mergeți pe elementul de continuitate. Fost membru în BPJ, actual membru în BPJ și presupunem că veți dori să faceți parte și din viitorul Birou Politic Județean. Așa este, și eu mi-am depus candidatura pentru un nou mandat în cadrul viitorului BPJ care se va constitui. Aștept și eu cu nerăbdare conferința de alegeri să se închidă și să se stabilească noua ordine și noua direcție și mergem înainte. Există riscul, pentru că faceți de ceva timp și politică și ați văzut cu siguranță și mecanismele interne și amenințările și oportunitățile pentru un om care face politică. Există așadar riscul ca după această rundă de alegeri ce va avea loc în perioada imediat următoare, anumiți oameni, anumiți oameni de dreapta, anumiți simpatizanți, poate chiar membri de partid, să se dezică de PNL și să părăsească barca liberalilor? Sunt nicio formă, nu cred că există acest risc. Din contră, eu cred că echipa se va întări, vom trece peste acest moment în care lucrurile au fost puțin agitate și echipa se va întări foarte mult. Dacă observați că în ultima perioadă, alături de noi, de echipa Partidului Național Gorj, au apărut nume noi, nume care au activat în politică la alte formațiuni politice, nume care au în spatele lor un număr de considerabil de voturi, de ordinul sutelor, oameni foarte, foarte buni. Nu cred că din rândul Partidului Național Liberal vor fi plecări către alte formațiuni politice. Cred că lucrurile se vor așeza și echipa se va închega mult mai bine ca cea. Dar anumiți liberali care poate, nu știu, sunt nemulțumiți de cum au decurs evenimentele în trecutul imediat apropiat, dacă nu se vor mai implica, dacă vor face acel non-combat, să spunem, care poate să apară la un moment dat în viața unui partid, la ei v-ați gândit? Adică e posibil, și acum mă gândeam strict la cei doi parlamentari, lăsându-l pe domnul Iordache deoparte, domnul Dan Vâlceanu, respectiv domnul Gheorghe Pecingină, deputați în funcția ai PNL, e posibil să nu se mai implice în viața partidului. Există acest risc? Există, dar cunoscându-i pe cei doi și având în vedere maturitatea și experiența politică, eu cred că nu vor face această chestie. Din contră, eu cred că se vor alătura proiectului politic și vor merge în continuare sub culorile și sub denumirea Partidului Național Liberal. Sunt oameni de echipă, este normal să fie o competiție, este normal să apară disensiunile astea fiind în plină campanie internă, dar sub nicio formă nu-i văd. Adică vreți să spuneți că după încheierea bătăliei de pe 26, oamenii ar trebui să strângă mâinile și să meargă în aceeași direcție pentru un PNL comun. Așa este normal. Și așa ar fi normal, da. Și cred că așa se va întâmpla, din punctul meu de vedere. Nu văd alte motive care să conducă la altceva. Cred că nu este cazul să se ajungă acolo și cu siguranță nu se va ajunge acolo. Am înțeles. Ideea dumneavoastră o împărtășea săptămâna trecută și domnul senator Ion Iordache când i-am pus o întrebare relativ asemănătoare cu aceasta, în ideea dacă vor pleca cei doi și dacă alți membri PNL vor pleca sau nu se vor mai implica, și dumneavoastră spunea că nu crede că se va întâmpla acest lucru și că se va vâsli în aceeași direcție, anume pentru creșterea partidului în sondaje, în intenție de vot, în opțiunile electoratului. Spunea dumneavoastră în egală măsură și cred că sunteți de acord și asta aș vrea să ne și spuneți, să ne prezentați câteva detalii, că urmează o perioadă, după alegeri, urmează o perioadă grea de reclădire sau de consolidare sau poate de refacere a organizațiilor locale. Adică veți avea practic de mers, fiind membru în BPJ și cu anumite atribuții, cu anumite sarcini, veți avea de mers aproape la pas prin județ, de din nou discutat cu oamenii, de convins oamenii că poate unii s-au mai lăsat de politică, de atras oameni. Cât de dificilă va fi această sarcină? Pentru mine nu va fi dificilă sub nicio formă. Vreau să subliniez un aspect. Fac parte și mi-am depus candidatura în echipa domnului Iordache. Domnul Iordache este un om foarte muncitor și un om care știe foarte, foarte bine ceva. Pentru noi, pentru Partidul Național Liberal Gorj,
Ținta este pentru 2024 câștigarea tuturor alegerilor din județ. Alegeri pentru Consiliul Județean, alegeri pentru parlamentare, adică vrem să avem o competiție... Haideți că după aia vreau să vă întâlnesc. Vrem să avem o competiție foarte corectă și foarte bine făcută, adică fără alte înțelegeri și fără alte discuții. Cred că asta înseamnă să aveți o majoritate cel puțin simplă. Asta ne dorim și cu siguranță ținta noastră este de a avea o majoritate ce nu a avut-o niciodată Partidul Național Liberal la Gorj. De data asta domnul Iordache este în capul trebuie, este renumit pentru capacitatea dumnealui de coordonare, pentru capacitatea de a mobiliza oamenii. Cred că într-adevăr pentru colegii noștri de coaliție va fi o problemă, pentru că de data asta chiar au un adversar serios. Vă referiți la socialdemocrați. Ei, și pentru că ați pomenit de alegeri, de majorități, de intenția iată de a crește până la un prag, ce n-a mai fost atins, e drept, în Gorj de către liberali. Să nu uităm că în Consiliul Județean, și știți mai bine ca mine acest lucru pentru că sunteți consilier județean, au o pondere suficientă dumnealor încât, mă refer la socialdemocrații, încât să nu aibă nevoie de alianță, să nu aibă nevoie de vreun sprijin din partea celorlalți consilieri județeni, va fi foarte, foarte greu, dați-mi voie să vă spun și cred că știți lucrul ăsta, cel puțin la Consiliul Județean, să le luați toate acele voturi. Asta înseamnă, atenție, pe o matematică simplă și cu siguranță domnul Iordache, așa cum îl știm, și-a calculat lucrurile astea. Pe o matematică simplă, pe ceea ce s-a prezentat până acum la vot, nu știu cum ați putea inversa poli. Șansa, în schimb, o văd dacă reușiți să-i convingeți pe cei care nu s-au prezentat la vot. Acolo cred că stă secretul și acolo, într-adevăr, se pot întoarce, se pot inversa poli. Pentru că dacă se prezintă 10.000 de oameni și, să spunem, din acești 10.000, 6.000 sunt clar ai socialdemocraților, nu aveți nicio șansă. Dacă pe lângă cei 10.000 de oameni, din care noi astăzi deja aveți 4.000, să spunem, da? Mai convingeți încă 10.000 și slavă Domnului, sunt mulți care nu vin la vot atunci, da, atunci se pot inversa lucrurile. Asta spun, va fi foarte greu de convins oamenii să iasă la vot. Așa este, din păcate problema pe care o expuneți dumneavoastră este o problemă națională. Da, corect, pentru perfect de acord. Pentru că dacă oamenii ar înțelege și s-ar mobiliza la vot, toate partidele vor avea o problemă față de ce se știe. Pentru că de estimări. În momentul, tot timpul surprizele au apărut în momentul în care populația s-a mobilizat și s-a ieșit cât de cât bine la vot. Da. Da, atunci au apărut și surprizele electorale. Eu mi-aș dori și cred că oricine își dorește ca oamenii să se miște pentru binele tuturor să voteze, indiferent cu cine votează. Dar să meargă să iasă la vot. Cred că trebuie să-și exprime opțiunea de vot. Doar așa putem să avem o intenție clară a ceea ce își doresc oamenii. Doar așa se poate face separarea. Am ieșit la vot pentru că nu mai suport partidul X sau am ieșit la vot pentru că îmi place și sunt de acord cu oamenii din partidul Y. Y. Asta e singura opțiune în care sau este singura metodă prin care lucrurile pot să se conducă, să ducă către normalitate. Prin mobilizarea și creșterea numărului de votanți. Adică oamenii trebuie să înțeleagă că doar așa se poate schimba. Prin ieșirea masivă la vot. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Personal mă mai întreabă și mine lumea. Eu spunându-le de fiecare dată tuturor că este bine să iasă la vot, indiferent că votează UDMR, indiferent că votează, nu știu, AUR, să iasă lumea la vot. Și sunt întrebat de cei care sunt scârbiți și nu mai vor să mai participe la vot. Sunt întrebat de fiecare dată de ce aș ieși la vot, acum citez, de ce aș ieși la vot dacă principalele formațiuni politice vin cu aceiași oameni sau cu o ofertă neconvingătoare, dacă formațiunile mai nou apărute îmi bagă pe listă poate oameni impuși tot de marile partide politice, iar cei care ar avea vreo șansă, clar nu vor avea vreo șansă, nu știu, un independent sau mai știu eu cine. Și să știți că în momentul ăla nu prea știu ce să le răspund, pentru că din păcate, dacă ne uităm în politica dâmbovițeană, da, națională, după 90, după 2000, hai să nu luăm anii aia tulburi până în 2000, după 2000 s-a cam întâmplat. Adică oamenii nu s-au simțit reprezentați de cineva anume, ca să iasă să-l voteze masiv pe acel cineva. Sau dacă ar fi pe o listă o persoană, poate sunt alte 5 care nu le prezintă încredere. Și vedeți, au niște dileme. Și de asta optează să rămână acasă
la o bere, la un grătar, la un mic, la un pescuit în ziua votului. Personal și eu îi blamam și încă îi condamn pe cei care nu ies la vot. Dar să știți că pe de altă parte încep să înțeleg. Nu sunt de acord cu asta, nu se înțelege greșit, dar încerc și încep să înțeleg. Nu se mai simt reprezentați de clasa politică. Am înțeles, nici nu știu cum să, nu știu nici cum să răspund la treaba asta, pentru că într-adevăr este o problemă, pentru că situațiile expuse noastre chiar se întâmplă și chiar s-au întâmplat după 2000 apar frecvent. Uitați-vă, noi tocmai asta încercăm și eu mi-aș dori ca toate partidele să încerce ușor să schimbe mentalitatea. Corect. Și vă dau un exemplu, nu este suficient ca dacă pe mine partidul mâine mă promovează într-o poziție, nu știu, orice poziție, da, de exemplu, da, am înțeles. Să fac și obligatoriu parte din conducerea partidului, din BPJ și NRA. Trebuie să ne gândim că în... Adică să fie separare. Cum? Pe meritocrație. Când ieși cu anumite persoane și le promovezi, dar le promovezi de fapt pentru un scor al partidului adus de consilier, da, local, de primari, și el l-ai promovat și l-ai pus acolo doar ca un etalon, că domnule știi că e că ocupă funcția asta. Nu. Haideți să încercăm să promovăm oamenii care aduc voturi. Haideți să promovăm primari, haideți să promovăm consilieri, haideți să promovăm consilieri care pot să aducă. Adică totul să se numere în voturi și în, sau în muncă, în responsabilitate pentru partid. Bineînțeles, corelați cu experiența pe domeniul respectiv, că se poate întâmpla ca o persoană să nu fie. Dar chiar să fie pe din exact afară. Ce spuneți noastră, dacă partidul mâine promovează o echipă de 7 oameni, 7 oameni care sunt puși acolo pe rezultatele a 30 de primari, care știm bine, primarul că se duce și ia om la om și... Primarul dacă atunci vrea poate să scoată sau să nu scoată oameni. Și mai oameni. Grav este când ai pus pe cei 7 oameni și nici măcar nu ai întrebat primarii. Bă, voi sunteți de acord, îl cunoașteți pe X, pe Y, voi ce părere aveți? Eu sper ca în perioada următoare la noi să nu se întâmple treaba asta și sper ca comunicarea să fie mult, mult mai deschisă. Trebuie să învățăm din greșelile altor formațiuni politice și din greșelile noastre din trecut. Adică oamenii care ajung și oamenii care trebuie să fie promovați trebuie să fie strict oameni care au de-a face cu domeniul respectiv. Exact. Da, ce spuneți dumneavoastră sună bine, sună cam cum ar trebui să meargă lucrurile, dar știți cum e cu cetățenii, vor să vadă că se întâmplă asta. Adică nu sunt mulțumiți doar acum că au auzit de la dumneavoastră, vor să vadă concret că se va întâmpla asta. Eu vă țin pumnii, sper să se întâmple lucrul ăsta. Sper ca toate formațiunile, cum spuneați dumneavoastră, să iasă cu liste valide moral în primul rând și apoi profesional în 2024. Să nu uităm că avem 4 runde electorale. Una mai importantă ca alta. 2024 practic este un an electoral. Complet, de la cap la coadă. Pentru că din ianuarie se va intra practic într-o precampanie pentru probabil europarlamentarele din martie. Eu cred că, din punctul meu de vedere, cred că statul ar putea să comaseze. Acum... Este strict sunt opțiunea câteva, mea. Sunt câteva, bă, dar acolo, câteva condiții. Cheltuiala este enorm de mare pentru stat. Va fi și... consum financiar, da, pentru aceste runde electorale. Bă, ce se poate comasa? 2 s-ar putea comasa, dar și acolo e vorba de niște chestii pe la CCR. Sunt treburi de ordin tehnic. Nu știu dacă se pot comasa, de exemplu, alegerile europarlamentare cu vreuna dintre ele. Cred că nu, cred că acolo, este o interdicție. Da. De asta zic, că sunt niște chestii de ordin tehnic. Cert este, și ca să revenim la PNL Gorj, grosso modo aveți un an la dispoziție pentru a repara ce eventual s-a stricat, pentru a clădi ce poate s-a mai șubrezit sau pentru a atrage noi și noi membri. Va fi o muncă, nu va fi ușor. Categoric. Va fi o muncă și prioritatea zero pentru organizația de la Gorj va fi să întărească foarte mult echipa, într-adevăr, și prin atragerea de noi membri. Va fi asta o luptă, cred că ar trebui să fie o sarcină permanentă. Bineînțeles. Va fi o luptă a noastră, a tuturor care vom face parte din viitoarea echipă de conducere, indiferent care va fi aceeași, țelul va fi comun. Indiferent care va fi echipa, noi trebuie să, pentru prima oară să câștigăm majoritatea în județul Gorj. Avem la nivel național o coaliție, PNL, PSD, UDMR. Lăsând deoparte pe partenerii tradiționali UDMR,
care foarte, foarte puțin au lipsit din actul guvernării. În rest au fost mereu acolo. Revenind la cei doi actanți principali, pe de o parte socialdemocrații, pe partea cealaltă liberali. Vedem că coaliția, nu e alianții, coaliție, coaliția funcționează, da? Cu scopul declarat încă de la început, trecerea României sau trecerea mai ușoară prin frământările din această perioadă. Mai sunt tensiuni, se mai înțeapă cei doi președinți de partid, am văzut ceea ce numesc eu hârjoneală politică, se mai înțeapă pe tema creșterilor, pe tema energiei, dar una peste alta sunt depășite momentele astea. Întrebarea mea, pentru că n-am simțit ceva, să spunem, foarte vizibil în teritoriu, funcționează această coaliție? Aveți, nu știu, acțiuni comune, aveți ședințe comune, discutați, aveți proiecte comune? Nu, dacă cu partenerii de coaliție? Dacă este să fim corect și mie îmi place să fiu un om corect și să spun lucrurilor pe nume, cred că coaliția a funcționat foarte bine la nivel central, în teritoriu. Și funcționează. Și funcționează. În teritoriu, 90% din situații au fost disensiuni. Și în consiliile locale, și în consiliile județene. Și cred că e greu să le explici și liberalilor, și socialdemocraților, că acum trebuie să tragă la aceeași barcă. Exact. Cred că le este greu de explicat și de acceptat. Așa este. Adică dacă dumneavoastră, mă gândesc, nu știu, poate ați avut un proiect de suflet la care țineați. Și poate ați încercat să-l puneți pe tapet spre vot, zic, da? Și coaliția majoritară din CL, din CJ, vi l-a respins. Dumneavoastră treceți ușor peste lucrul ăsta? Nu poate să treacă nimeni ușor peste chestia asta. Noi, în general, eu sunt omul și o parte foarte mare din colegii mei, am încercat să trecem și să nu existe probleme în a trece sau a nu vota proiecte care sunt utile pentru județul Gorj. Gen ce s-a întâmplat în perioada din pandemie, reabilitări ale spitalelor, ale drumurilor. Ale chestiuni clar necesare comunității. Și cred că, în general, în proporție mare, aici se găsește un sens unic, adică pentru toată lumea. Dar sunt și situații în care nici măcar pe aceste proiecte care sunt comune și utile tuturor, nu s-a găsit înțelegere. Și sunt foarte multe exemple. Acum mai nou vedem și tensiunile care din partea colegilor noștri de coaliție încercă, parcă simt oarecum o chestie și încearcă să arate cu degetul spre Partidul Național Liberal. În special pe partea de energie sunteți arătați cu degetul prin prisma ministrului Virgil Popescu. Exact, dar în toată problema asta este o chestie pur demagogică, adică nu au nici măcar ceva concret. Eu știu că pot să arăt cu degetul către o instituție, o persoană, o funcție publică în momentul în care eu am făcut ceva și el nu a făcut. Dar când eu nu am făcut nimic și n-am făcut nimic de atâta timp, ce să arăt cu degetul către cineva care totuși a făcut și se văd, adică sunt cuantificabile anumite acțiuni ale lui. Aici nu am înțeles cu cum funcționează metoda asta, probabil funcționează pe niște principii incorrecte sau neloiale, ca să-i spun așa. Da, știți la fel de bine ca mine că aceste înțepături, pentru că nu sunt înjunghieri, aceste înțepături sub centură s-au practicat, se practică și se vor practica. Adică indiferent cât au fost de stabile niște alianțe sau niște coaliții, au mai existat împunsături, au mai existat câte o baionetă pe acolo băgată pe sub masă. Pentru că altfel n-ar mai fi ținută, să spunem, garda sus de către partidul respectiv. Ei, pe de-o parte, trebuie să-și mențină, dacă nu chiar să crească electoral. Dumneavoastră, pe de altă parte, evident, același lucru, trebuie să vă mențineți, dacă nu să creșteți electoral. Ori dacă ar exista armonie de plină, s-ar duce în jos și PSD și PNL, pentru că oamenii de stânga n-ar înțelege de ce există perfecțiunea în coabitare cu PNL, cei de dreapta la fel ar zice, păi de ce există înțelegere, că noi am votat-o mai împotriva celor de stânga. Și uite așa, eu mi-aș dori așa ca, că pot înțelege. Eu mi-aș dori ca viitorul să fie cu totul altfel de acum înainte. În ce sens? Mi-aș dori ca formațiunile politice să se bată în proiecte și în proiecte realizate sau realizabile cu finalitate. Vă dau un exemplu, domnul senator Iordache a inițiat, acum este inițiatorul acelui canal de irigații
pentru care statul român, am înțeles, că a și prins o sumă considerabilă de bani, de 3,5 miliarde de euro. Adică mi-aș dori ca mâine să apară și ceilalți colegi din alte formațiuni politice. Dom'le, da, am ieșit și noi cu un proiect pentru rețele secundare de irigații în toate localitățile sau pentru proiecte de energie sau orice. Adică ăsta cred că ar fi normalitatea și viitorul. Nu să spunem, să arătăm cu degetul, ei n-au făcut, nu ne-au lăsat ei, noi nu mai putem să facem nimic, așa au început ei, o chestie demagogică. Nu, haideți să ieșim să spunem concret. Dom'le, noi am făcut asta, este meritul nostru, acum așteptăm ca și colegii din Camera Deputaților și din alte structuri să fie de acord cu noi, se finalizează, începe proiectul respectiv, peste două luni de zile să ieșe și colegii din coaliție să spunem da, noi salvăm mineritul sau nu știu ce să facem, rezolvăm cu 197 problema arzătoare la nivelul județului Gorj, avem nevoie de colegii de la Partidul Național Liberal, toată lumea să facă front comun în a face ceva. Cum e, domnule, cu acea ordonanță? Că o știm cu toții, știm contextul, știm ce se întâmplă, vedem că niște instanțe din țara asta consideră justificat demersul minerilor și le dau dreptate. Alte instanțe, cum sunt cele din Gorj, nu consideră acest lucru, vom vedea unde se va ajunge. Cum este cu hârjoneala asta, apropo de, că îmi place mie termenul foarte mult, PNL deține pe negociere funcția de președinte al Casei Naționale de Pensii, da? Casă care este subordonată Ministerului de Resort, Ministerului Muncii, deținută de către social-democrați. Acum am văzut că de vreo o lună și ceva e această pasare. Păi da, nu vrea Casa de Pensii care este condusă de liberali. Păi da, dar Casa de Pensii este subordonată Ministrului Social-Democrat. Ce înțeleg? Că sunteți, proveniți, lucrați de atâta vreme și vă urez să o mai faceți în sistemul energetic. Și știți, le simțiți durerile oamenilor, le simțiți frământările, supărările, neajunsurile, lipsurile, bolile. Ce zic oamenii ăștia când se uită și văd cum iată o pasare, o aruncare a mâței moarte până la urmă? Într-adevăr, oamenii sunt îndreptățiți, dar oamenii sunt și justificați într-o mare parte pentru toate acțiunile acestea care se fac. Adică să nu creadă cineva că oamenii stau acolo de drag. Oamenii stau acolo pentru că condițiile nu sunt grele, sunt extrem de grele. Iar problema cea mai mare este că nu sunt grele de câțiva ani. Sunt grele de când a luat ființă situația compania persistă, asta. Situația da. Situația este așa din trecut. Acum nu vreau să am așteptări prea mari din partea colegilor de coaliție, pentru că mă duc în spate puțin cu ce s-a întâmplat cu CEO. În 2019, când a apărut problema plății certificatelor de carbon, nu s-au implicat foarte mult să găsească o soluție. Ba, Consiliul de Supraveghere de la momentul acela cu Ministerul și cu factorii decizionale au împins compania să-și facă un credit, să-și găsească soluții. Eu am impresia că și problema 197, așa cum în 2019-2020 Partidul Național Liberal a găsit soluția ca astăzi compania să fie unde este, adică într-un proces de retehnologizare, într-o liniște confortabilă privind plata certificatului de carbon, am impresia că crucea va trebui să o ducem tot noi, Partidul Național Liberal, să reglementăm pe viitor și cu legea 197. Pentru că, dacă mă uit în istorie, se vede că colegii de coaliție sunt doar demagogi, adică nu vor să facă. Caută tot felul de scuze, tot felul de motive, iar oamenii nu suportă treaba asta și nu suportă dintr-un motiv foarte, foarte bine întemeiat. Acum, dacă tot am deschis subiectul ăsta referitor cu oamenii, există totuși o chestie de nedreptate și o inechitate socială. Să știți că în județul Gorj, eu, înainte de a activa, de a fi salariatul Complexului Energetic Oltenia, am venit din Energomontaj, din cel mai mare trust de reparații și montaj, sisteme, cazane energetice, turbine și tot ce înseamnă domeniul energetic. Pe lângă noi au mai fost societăți care au construit toate aceste construcții, pe partea de construcție, energoconstrucția, hidroconstrucția. Este o inechitate ca acei oameni care sunt și salariați ai pensionari ai județului Gorj să fie astăzi, mă întâlnesc cu foarte mulți dintre ei. Și zice, domnul Popescu, știți, dar noi avem și am fost colegi, unii dintre ei chiar mi-au fost colegi, s-au pensionat.
Și astăzi aud cu stupoare că au 1700-1900 maxim 2000 de lei pensie. Vi se pare în regulă? Nu este în regulă de absolut deloc. Că vă spun și de ce nu este în regulă. Într-adevăr, condițiile de exploatare a instalațiilor sunt relativ grele sau foarte grele pe anumite locuri de muncă. Că nu sunt toate locurile de muncă la complexul energetic Oltenia de speriat. Adică cele mai grele sunt undeva în proporție de 30% din toată activitatea companiei. 40%, mai mult nu. Sunt și chestii în care condițiile de muncă sunt ok și sunt de invidiat și de dorit de toată lumea. Dar problema este și a celor care pentru a construi o capacitate, indiferent că a fost hidrocentrală, indiferent că a fost termocentrală, da, și orice, s-au depus eforturi fantastice, s-au muncit în condiții de 10 ori sau de 100 de ori mai grele, în apă, în noroaie, accidente de muncă, pierdere de vieți omenești. Să știți că dacă stați de vorbă cu pensionarii din alte domenii de activitate, o să vă spună povești fantastice de viață în care și-au scos colegi pe brațe morți, decimați din instalații. Deci, inechitatea sau latura socială nu trebuie văzută doar pentru CEO, pentru simplu fapt că, domnule, CEO este tot Gorjul. Nu. În Gorj sunt foarte multe persoane și sunt foarte, foarte mulți pensionari care au activat la societățile care au construit CEO și sunt dezavantajați și nimeni nu se duce către ei. Adică când... În privința asta trebuie să fii echitabil, să fii corect cu toată lumea. Nu poți să spui că mă pensionez sau se pensionează din ce, să fim corect. Din complexul energetic Oltenia se pensionează salariații cu pensii de la 4.000 de lei în sus. Păi dacă te uiți ce se pensionează din firmele prestatoare pentru noi, se pensionează cu 1.700-1.800. Ăia nu sunt toți salariați. Condițiile de muncă, contactul cu materiale nocive, supunerea la radiații, este identică. Deci trebuie să fim și factorul politic trebuie să fie echitabil pentru toată lumea. Cred că aici a fost indusă oarecum o ușoară demagogie și în privința asta. Noi trebuie să corectăm și pe viitor treburile astea ar trebui corectate. Da, sunt lucruri adevărate. Acum nu știu dacă se va putea realiza această corectură, această corectare a situației, că ne vom lovi de prima întrebare a celor care poate n-ar vrea să facă lucrul ăsta. Doamne, nu sunt angajați, CEO n-au cum să beneficieze de aceleași condiții. Ceea ce este cam adevărat. Eu înțeleg, acei oameni au pus baza, au pus umărul la ceea ce este astăzi baza CEO, ceea ce este astăzi CEO. I-au construit poate utilajele, poate mai știu eu ce de acolo. Dar vedeți, vă veți lovi de întrebarea, sunt angajații CEO? Nu. Vă spun, într-adevăr este, pentru că toată lumea se va zice, da, știi, dar compania lor nu a cotizat și nu a făcut, nu a plătit atât pe grupă cât plătește de muncă, CEO, dar vă spun ce se întâmplă astăzi. Avem salariații Minprestului care au preluat o bună parte din activitățile noastre. Păi lucrează în aceleași condiții, în aceeași cenușe, în același foc, la aceeași înălțime, cu aceleași echipamente. Sunt salariați ai prestatorilor. Aici nu este ceva care este în regulă. Deci trebuie să fim corecți pentru toată lumea. Mai avem circa 5-6 minute cu indulgență. Cât mai rezistă, stimată domn CEO? Lucrați de peste 20 de ani în cadrul acestei companii. Ați văzut și vremurile de câștiguri salariale foarte, foarte bune. Ați văzut vremurile acelea romantice în care se acordau bonificații, se dădeau, în care efectiv angajații din companie au fost privilegiați an la rând cu niște salarii, cu niște bonificații, cu niște premieri fantastice. Acum nu mai e chiar așa. Avem problema asta care persistă asupra noastră, o sabie deasupra capului. Trebuie, se pare, închis. Trebuie închisă toată energia, toată producerea de energie pe cărbune, pe acest component tradițional. O să mai avem niște ani în care să închidem, să conservăm. Ei, cât mai rezistă CEO? Până când e acel termen? Eu cred că complexul energetic Oltenia va funcționa cam în aceeași structură până în anul 2032 și vă spun și de ce va funcționa. La momentul acesta, încărcarea complexului energetic Oltenia este pe medie de 5 grupuri. Deci cantitatea de energie nu se măsoară în grupuri, se măsoară în teravați produși pe an. Da. Dacă complexul energetic Oltenia și-a propus în plan de restructurare sau și-a prognozat o anumită cantitate de energie, pot să vă spun acum că prognozele au fost revizuite pentru toți anii care urmează,
în plus, adică obligatoriu complexul energetic Oltenia va păstra grupurile funcționale. Ca să nu mai existe niciun fel de problemă, grupurile care erau prevăzute pentru scoatere din funcțiune anul ăsta, în 2022, grupul energetic numărul 3 Rovinar și numărul 7 Turceni, au trecut într-o rezervă de putere în noua ordonanță. Ce înseamnă rezervă de putere? Rezervă de putere înseamnă că atunci când compania intră din anumite motive, la o anumită unitate, la Turceni, la Ișalnița sau la Rovinari, da, unul dintre grupuri se oprește accidental, celelalte grupuri, 3 și 7 de care fac referire, fiind o rezervă de putere, vor fi pornite imediat pentru a compensa pe o perioadă limitată de timp, o săptămână, două, trei, o lună, până când noul grup se va reconecta cu sistemul național de producere a energiei electrice. Adică cele două grupuri nu se vor închide, nu se vor dezafecta, nu se vor scoate din exploatare, așa cum toate săgețile vin acum din partea colegilor de opoziție. Complexul energetic Oltenia, vă zic acum, are revizuită în creștere prognoza de producere a energiei electrice și datorită războiului și datorită faptului că grupurile energetice sau noile grupuri energetice pe gaz și unitățile pe foto sunt într-o ușoară întârziere datorită lipsei subansamblelor datorită războiului, s-a făcut așa oarecum un decalaj și nu avem încotro, nu putem să închidem pentru că nu avem ce să punem în loc. Ei, asta e foarte important, ca închiderea să se facă doar în momentul în care nu doar că avem ce, să fie finalizat acel ceva de pus în loc. Adică până în momentul în care concret nu s-a terminat ansamblul, obiectul, entitatea care să producă cel puțin echivalentul ceea ce produce acum tradițional CEO, până atunci să nu închidem CEO sau grupurile. Pentru că altfel ajungem în situația de victimă sigură să luăm de la alții energie și să nu o luăm pe bani puțin. Cu siguranță. Și e cea mare nenorocire care s-ar putea întâmpla în țara asta și pe care să o trăim noi. Vedeți, acum, ca să fac o paranteză și să mă întorc tot la demagogie, am avut și cred că prin spațiu public s-a vehiculat acum anumite anomalii din această ordonanță. Vreau să vă spun că în 2019, când Partidul Social era la guvernare, printr-un ordin al actualului și fostului președinte al ANRE, unul dintre grupuri și-a pierdut licența. I-a fost retrasă licența, da, de funcționare. Îmi amintesc. Care este chiar grupul 5. Vă spun că, indiferent ce crede politicul, că știu sau nu știu anumite aspecte, conducerea complexului energetic Oltenia nu va lăsa lucrurile așa. Adică oamenii se zbat cu siguranță, vor recăpăta licența grupului energetic numărul 5 și lucrurile nu vor rămâne așa. Anumite părți sau oameni politici ia anumite frânturi și le rostogolesc la infinit, făcându-se că ei nu sunt vinovați de nimic din trecut și sunt vinovați cei care sunt acum. Ca așa au fost învățați. Bine, tot timpul. Limbajul politicienilor cred că ar necesita niște studii foarte aprofundate, niște biblioteci întregi de cărți dedicate discursului gol, fără esență, dar absolut sublim și plăcut de către public. Știți că e acel limbaj de lemn abordat sau agreat sau folosit de foarte mulți politicieni prin care transmit toate cele bune într-un limbaj grosolan, de fapt în esență, și care nu are nicio putere pe bune în societate. Adică oamenii sunt păcăliți de vorbe frumoase până când unii sau alții ajung la butoane. Și asta doare. Și îl doare pe cetățeanul de care spuneam în debutul discuției noastre că nu mai vrea să iasă la vot. Că este dezamăgit. Nu încheiem într-o notă pesimistă. Eu sunt optimist că dumneavoastră, alături de colegii dumneavoastră, alături de noul birou politic județean, alături de noua conducere a PNL, veți face tot ceea ce depinde de dumneavoastră, nu pentru binele liberalilor, ci pentru binele cetățenilor județului Gorj. Și lucrul ăsta trebuie să mi-l promiteți că se va întâmpla. Vă lansăm invitația să ne onorați cu prezența când programul pe care îl aveți vă permite. Cu drag, vă mulțumesc frumos și cu siguranță vă voi onora invitația. Baftă la alegeri! Mulțumesc frumos! Doamnelor, domnilor și dumneavoastră și invitatului nostru, o zi cât mai plăcută! La revedere!
Vocea Vizate. Analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La Obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La Obiect, cu Ionuț Catrina.